Caz șocant în poliția română. O polițistă de la secția 9 și-a uitat pistolul într-o benzinărie. Arma a fost găsită de un bărbat care a dezasamblat-o și a aruncat-o, însă putea să se întâmple o tragedie. Aflăm totul de la doamna Diana Sarca, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. Ce ați reușit să aflați până acum? Ce s-a întâmplat de fapt? Deci în primul rând, armamentul a fost recuperat. Aseară, 15 decembrie, un agent de poliție din cadrul secției 9, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a intrat în toaleta unei benzinării și și-a uitat arma din dotare. S-a reîntors în aproximativ 14 minute, dar nu a mai găsit armamentul. Au fost alertați toți polițiștii aflați în teren și pe baza imaginilor a fost identificată o persoană, o femeie, care a intrat în același spațiu. Au fost demarate activitățile de cercetare. Arma, așa cum am precizat, a fost recuperată de pe un teren viran unde fusese aruncată. Au fost reținute în cauză două persoane, vorbind despre acea femeie care are 20 de ani și care și-a fi însușit arma, cât și un bărbat de 33 de ani. Ambii sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Dar care au fost explicațiile lor? De ce au luat arma? De ce n-au predat-o benzinăriei? În primul rând fac precizarea că oricine găsește o armă, indiferent că este sau nu este letală, are obligația de a anunța de urgență această situație și de a o preda poliției. Sunt audieri și în acest moment, se vor lămuri absolut toate aspectele legate de gestul acesta. Cert este că este un gest periculos. Oamenii trebuie să se gândească că nu este o jucărie. Și de asemenea, față de agentul de poliție, prin structura de control intern, au fost declanșate cercetări. În momentul de față, cele două persoane sunt la audier. Se pune problema să se ceară arestare preventivă? Sunt reținute. Urmează ca unitatea de parchet care să supraveghează aceste cercetări să se pronunțe cu privire la toate aspectele. Mulțumesc foarte mult. Așadar, vă reamintesc informația momentului. O polițistă de la secția 9 de poliție a uitat o armă în toaleta unei benzinării. Aceasta a fost luată de două persoane și ulterior aruncată pe un câmp.